a noastră viitoare. Nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi. Și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe Azi. Astăzi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza fermierilor din raionul Dubăsari, a căror terenuri agricole au fost sechestrate de către administrația secesionistă de la Tiraspol. În total, cauza a fost intentată la cererea a 1646 de reclamanți și 3 companii agricole. Despre hotărârea în altei curți și ce înseamnă aceasta la modul practic pentru fermierii din Republica Moldova, discutăm astăzi cu invitații din studio, domnul Rosian Vasiloi, expert în domeniul de securitate. Bună seara, domnule Vasiloi. Bună seara. Îl așteptăm în studioul TVR Moldova și pe domnul Ion Manole, director executiv al Asociației Promolex, și prin telefon vom discuta cu domnul Alin Gvidiani, șeful adjunct al biroului de reintegrare, și cu Ștefan Driga, fermier din raionul Dubăsari. Domnule Vasiloi, vom începe discuția cu dumneavoastră. Dacă ați putea să ne spuneți de ce este atât de importantă această hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului pentru Republica Moldova, atât din punct de vedere a fermierilor cărora li s-a dat câștig de cauză, dar și pentru procesul de reintegrare a țării. Această hotărâre care a fost pe rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului de mai mulți ani, de fapt, ne arată că în toți acești ani autoritățile statului nici într-un fel nu încercau să vină cu rezultate palpabile pentru a le rezolva problemele lor cu accesul pe pământurile care le aparțin și care, de fapt, ei sunt proprietari cu drepturi depline. Pe lângă asta, noi am văzut acele decizii protocolare care au fost semnate la finele anului trecut cu accesul, care permit accesul și folosirea acestor terenuri, deși autoritățile separatiste nu recunosc dreptul la proprietate asupra acestor pământuri. Faptul că avem asociații în Republica Moldova, și mă refer acum la Promolex, a reprezentat, cred că, drepturile acestor cetățeni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Da, așa este. Trebuie să menționăm că anume reprezentanții, avocații Asociației Promolex au fost cei care au reprezentat cazul fermierilor, dar și a companiilor agricole la Curtea Europeană. Ne arată că sunt mai multe curente de opinie, asociații, experți, care, într-adevăr, sunt îngrijorați de situația cetățenilor noștri din regiunea transnistreană, și asta mă refer multidimensional, pentru că tot astăzi Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a emis încă o hotărâre în privința a celor polițiști care au fost maltratați în temnițele și de către serviciile pretins speciale din regiunea transnistreană, care au sau sunt ghidate de către serviciile speciale din Federația Rusă. Din punct de vedere tehnic, curtea s-a, ceea ce am reușit eu să văd, curtea s-a expus asupra rolului autorităților Republicii Moldova și, de fapt, toată responsabilitatea se pune pe autoritățile din Federația Rusă. Mai mult ca atât, în decizia curții se menționează și deciziile anterioare din 2004 cu privire la grupul Ilașcu și multe, multe alte decizii care, cu părere de rău,
până în ziua de astăzi nu sunt respectate și îndeplinite de către Federația Rusă, mai mult ca atât, opinia mea personală, nici autoritățile Republicii Moldova nu fac nimic pentru a sensibiliza autoritățile Federației Rusă ca să îndeplinească aceste decizii ale Curții Europene pentru Drepturile Omului. O să revenim la acest subiect, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Manole, și bine ați venit în studioul TVR Moldova, pentru că dumneavoastră ați fost unul dintre avocați care ați mers la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a apăra acele drepturi pe care le au fermierii din Republica Moldova, dar și cele trei companii pe care le-ați reprezentat. Dacă ați putea să ne spuneți, în primul rând, în ce constă această decizie, care sunt elementele principale și din punctul dumneavoastră de vedere, ce impact au asupra atât a fermierilor ca persoane individuale, dar și asupra procesului de reintegrare, dacă are un anumit impact? Mulțumesc. Impactul trebuie să fie. Nu credem că nu poate avea un impact o astfel de hotărâre. Este doar o problemă de timp. Știm că Federația Rusă încearcă să evite la maxim în ultimii ani orice respectare a hotărârilor Curții Europene, în special în ceea ce privește teritoriile ocupate de către aceasta sau teritoriile pe care le controlează prin intermediul unor regimuri. Și însăși în hotărârile Curții anterioare, deci atât Ilașcu cât și Catan și Mozer și multe, multe altele pe care noi inclusiv le-am reprezentat în fața Curții, Curtea Europeană constată responsabilitatea Federației Rusie prin posibilitățile pe care le are Federația Rusă de a influența regimul de, care controlează acel teritoriu. Dar o să revenim la Federația Rusă. Aș vrea totuși la început de emisiune să ne spuneți în ce a constat această decizie. Deci, la ce se referă decizia în Curții Europene a Drepturilor Omului? Curtea Europeană, în acest caz, a dat câștig de cauză celor peste 1600 de petiționari, toți absolut fiind proprietari de terenuri din Dorotskaya, Pârâta, Cocieri, Coșnița și Molovata. Acești oameni s-au adresat și nu sunt toți, mai sunt, nu foarte mulți, dar mai sunt încă oameni din aceste localități care au terenuri peste traseul controlat de regimul de la Tiraspol, dar care nu au avut posibilitatea să se adreseze la Curtea Europeană. Deci s-a constatat violarea dreptului la proprietate și lipsa unor remedii eficiente pentru a-și apăra drepturile încălcate. Aceste cereri au fost depuse într-o anumită perioadă de timp, ați menționat dumneavoastră asociația pe care o reprezentanți într-un comunicat de presă, în perioada 2004-2006. Da, în 2004, cunoaștem cu toții, imediat după ce a fost o tentativă de a închide școlile, în iulie, exact ieri s-au împlinit alaltă ieri, cât 14 ani de când s-a înregistrat acea tentativă de a închide școlile, deci imediat după tentativa cu școlile a apărut problema terenurilor, prin faptul că regimul de la Tiraspol controla acel traseu rutier care desparte localitățile de care am vorbit, de terenurile lor agricole. În mare parte sau în unele situații, aceste terenuri agricole practic rup Transnistria în două pentru că se află până la hotar cu Ucraina. Deci asta ar putea să fie unul dintre motivele principale pentru care au fost luate aceste terenuri. Da, aici cred că domnul Vasilov poate să se expună mai mult pentru că din perspectiva militară acest teritoriu poate juca rolul și este foarte important să controlezi spațiul respectiv din perspectiva militară. Domnule Vasilov, de ce au fost sechestrate aceste terenuri? Reprezintă ele un interes strategic pentru așa zisele autorități de la Tiraspol? În primul rând, toate aceste terenuri, cum a menționat și Ion, dispart Transnistria practic în două și ne lasă nouă o ferestruică de ieșire la frontiera de stat moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Eu cred că asta a fost, sau cel puțin putem examina una din versiuni, că autoritățile separatiste de la Tiraspol în 2004 au sechestrat aceste terenuri, dar eu vreau să vă mai aduc aminte ce au menționat pretențiile autorității de la Tiraspol după ce a fost semnat acea decizie protocolară, că de fapt este pământul lor, ei nu mai dau
posibilitatea fermierilor să desfășoare lucrări agricole pe aceste terenuri. Eu mă duc aminte pe timpul când eram cu președintele Comisiei de Demarcare a Frontierii de Stat Moldo-Ucrainene, în acea perioadă se desfășurau lucrările de demarcare pe segmentul transnistrian și noi nu aveam acces pe acest teren. În ce perioadă a fost aceasta? 2012-2013 și noi desfășuram monitorizarea activității de demarcare sau de trasarea liniei frontiere de stat în teren, de pe teritoriul Ucrainei, dar de fapt aceste lucrări se desfășurau de către autoritățile competente din Ucraina. Dar până în anul 2004, aceste terenuri au fost în jurisdicția autorităților Republicii Moldova? Dacă vorbim de aceste localități, intervin eu aici, dacă vorbim de aceste localități, ele se află în stânga Nistrului. Deci Transnistria nu este separată de restul Republicii Moldova prin râul Nistru. Cunoaștem că în partea dreaptă Tiraspol controlează municipiul Tighina și alte localități din jurul său, iar Chișinăul își menține jurisdicția constituțională asupra 9 localități din stânga Nistrului. Până în 2004, atunci când a fost această tentativă și din acel moment restricționat accesul proprietarilor către terenurile lor, după 1996, deci până prin 98, toți locuitorii din aceste localități, conform legislației naționale în vigoare, au primit certificate de proprietate. Deci ei sunt proprietari cu acte în regulă. Aceste aspecte fiind discutate inclusiv în cadrul Comisiei Unificate de Control și altor formate de discuție cu regimul de la Tiraspol și cu actorii care sunt implicați în formatul 5+2, respectiv toată lumea într-un fel și-a dat acordul atunci după 1996 ca locuitorii din aceste localități să fie împroprietăriți, iar ulterior probabil și-au dat seama, inclusiv ne putem aminti și despre faptul că Federația Rusă s-a răzgândit să respecte ceea ce a promis la Istanbul în 1999. Da, dar dacă este să ne referim și la recentele protocoale care au fost semnate în cadrul formatului 5+2 de negocieri, domnule Vasilor, cum se încadrează această decizie în acest protocol referitor la recunoașterea dreptului de proprietate a fermierilor și în același timp credeți că vine această decizie complementar la acel protocol? De fapt, decizia protocolară cu privire la accesul țăranilor pe pământurile lor nu le întoarce dreptul de plin la proprietățile sale. Eu am menționat acest lucru, pentru că protocoalele prevăd accesul lor pentru efectuarea lucrărilor agricole. Da, dar în același timp se vorbește și despre recunoașterea dreptului de proprietate. Păi iată, noi vedem că acele certificate care sunt eliberate pentru țăranii noștri sau proprietarii de terenuri nu le recunoaște acest drept, dar le oferă posibilitatea de a le prelucra timp de 20 de ani cu o posibilă extindere a acestui termen. Asta nu înseamnă că mâine autoritățile separatiste de la Tiraspol se vor trezi și vor închide, dacă aș putea așa spune, robinetul de acces sau drumul, căile de acces către aceste terenuri. Acum, cum se înscrie rezoluția, decizia Curții Europene a Drepturilor Omului cu deciziile protocolare? Ele cam se bat cap în cap, pentru că Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și Ion poate să mă corecteze dacă nu sunt corect, încă o dată spune cine este vinovat în situația în care se află cetățenii noștri, și aici se referă la Federația Rusă și nemijlocit agențiilor proxy din regiunea transnistriană, dar deciziile protocolare, după cum spuneam, le oferă numai dreptul de a efectua aceste lucrări. În câteva studii pe care le-am făcut noi la Edis Viitor, noi am menționat un lucru.
mulți din cetățenii noștri care sunt proprietari acestor terenuri refuză să se conformeze aceste decizii protocolare pentru că nu vor să îndeplinească condițiile impuse de către autoritățile separatiste de la Tiraspol. Ei sunt cetățeni cu dreptul deplin asupra acestor terenuri și acest drept trebuie să le fie întors necondiționat, dar nu așa cum s-a întâmplat în cazul sau după semnarea acelei decizii protocolare. Eu nu cunosc care este situația la moment, dar ultimele informații pe care eu le-am monitorizat, cred că este vorba de circa 30 de proprietari care au primit acele certificate care le dă drepturi pentru a prelucra terenuri, dar ele, în realitate, sunt peste 1000, conform cel puțin a acelei... acelei decizii a Curții Europene pentru Drepturile Omului. Cu siguranță vom avea posibilitatea să-l întrebăm pe domnul Gvideani acest lucru, dacă este vorba că se recunoaște inclusiv și dreptul de proprietate sau doar posibilitatea de a prelucra terenurile pentru o perioadă de 20 de ani, dar în același timp această decizie vine, după cum bine a spus și domnul Vasiloi, un pic în contradicție în ceea ce se întâmplă în procesul de negocieri. Dacă ați putea să ne spuneți, domnule Manole, în care ar putea să fie impactul asupra viitoarelor negocieri în formatul 5+2? Cred că aici mincea este în terenul autorităților constituționale. Pentru că având o hotărâre, o astfel de hotărâre atât de importantă în mâini, Chișinău trebuie să aibă o altă voce, cel puțin de acum înainte. Cu regret, având deja circa 13 hotărâri pe cauze din, pe probleme din regiunea transnistreană, unde s-a constatat violarea diverselor articole, nu doar unui articol, să zicem. Din păcate, Chișinăul nu a profitat sau nu a fost capabil să fie mai vocal în cadrul acestor negocieri. Cunoaștem, pe de altă parte, că există și unii actori internaționali care, în dorința lor de a obține careva dividende politice, insistă sau fac presiune asupra celor de la Chișinău. Și în acest context, cred că totuși mingea este în mâinile autorităților noastre. Da, și iată, avem posibilitatea să vorbim cu un reprezentant al Biroului de Integrare, și anume cu domnul Alin Gvideani, șeful adjunct al Biroului de Reintegrare. Domnule Gvideani, bună seara și bine ați venit în studioul TVR Moldova. Bună seara și bine v-am regăsit. Domnule Gvideani, am discutat anterior despre, în primul rând, cum se încadrează această decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului în semnarea protocolelor recente referitoare la terenurile agricole. Și dacă ați putea să ne dați mai multe detalii, pentru că există anumite dubii în ceea ce privește recunoașterea dreptului de proprietate a fermierilor și în același timp se vorbește nu de recunoaștere, dar de doar posibilitatea de a prelucra terenurile pentru o perioadă de 20 de ani. Care este realitatea? Da, mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, aș vrea să, înainte de a răspunde concret la întrebare, aș vrea să mulțumesc în alte curți pentru adoptarea și promptarea unei asemenea decizii care reflectă o realitate obiectivă, dar și concomitent să exprim și sincer gratitudine pentru această conlucrare productivă care s-a menținut pe parcurs cu promotorii și juriști din cadrul asociațiilor Promolex. În raport cu autoritățile de la Chișinău, aceasta se referă atât și la procesul de colectare a informațiilor, respective acordarea asistenței către reclamanți, cât și reprezentarea dreptului acestora inalienabile la Marea Curte. Guvernul, aș putea să menționez că a fost foarte proactiv în acest sens și a fost mereu la dispoziția reclamanților. Noi, practic, le-am oferit sprijin multidimensional. Ca un exemplu, aș putea specific că doar că în perioada 2014-2018 am alocat din fond de rezervă circa 45 de milioane de lei pentru a compensa parțial pierderile suportate de către proprietarii terenurilor agricole. Doar în ultimii ani, 2017-2018, această sumă a fost de circa 16 milioane de lei. Practic, am fost foarte insistenți și foarte activi și în cadrul negocierilor. Doar în semestrul 1 curent, la toate cele 24 de întrevederi a reprezentanților politici, a fost abordată problema terenurilor agricole.
Vă să observă că autoritățile au fost foarte insistente pe dosarul transnistrean în ceea ce privește proprietatea cetățenilor Republicii Moldova de pe malul stâng al Nistrului. Dar dacă ați putea să ne spuneți, protocolul referitor la terenurile agricole se referă la recunoașterea dreptului de proprietate sau este vorba doar de prelucrarea terenurilor pentru o perioadă de 20 de ani? Pentru că acest lucru este important să-l clarificăm pentru a înțelege cum mai departe va merge procesul de negocieri. În primul rând, este de precizat că decizia protocolară, care a fost semnată pe 25 noiembrie 2017, și-a propus ca să restabilească la prima etapă mecanismul din 2006 de prelucrare a terenurilor, să le oferă fermierilor posibilitatea ca să prelucreze aceste terenuri, să le semene, să strângă roada, să se deplaseze nestingerit pe linia, segmentul liniei administrative și să nu le fie create careva restricționări din partea așa numitelor structuri din stânga Nistrului. Dreptul de proprietate în sine este recunoscut în baza actelor cadastrare care sunt eliberate de către autoritățile competente moldovenești. Tiraspol însăși, prin faptul acceptării acestor seturi de documente, recunoaște în mod deschis, practic, dreptul de proprietate confirmat de către autoritățile constituționale. Și 20 de ani, pentru că ulterior, bineînțeles că va trebui să fie prelungit. Deci, practic, nu se oferă dreptul de proprietate pentru o perioadă nelimitată de timp, așa cum ar trebui să fie. Li se oferă și se permite accesul atât la dreptul de posesie, cât și de folosință. Și în aceasta decurge și cel de-al treilea element, deja dispoziția. Este, în primul rând, o realizare foarte tangibilă, obținută și un succes obținut de către Chișinău în cadrul negocierilor, pentru că a fost făcut, practic, un lucru colosal și, practic, a fost o intensitate a interacțiunii fără de precedent, inclusiv în partea cetățenii de însuși viitele în teritoriu. Noi am avut, practic, peste doar ultima perioadă, peste 20 de vizite în raionul Dubăsari, am fost în comunicare permanentă cu primarii, cu fermierii. Doar la moment pot să vă informez că circa 56,31% pentru 56,31% din terenuri au fost eliberate certificate de utilizare sau pentru o suprafață echivalentă de 3657 de hectare. Dacă vă uitați și în protocolul de la Roma, o să observați că este un punct distinct, punctul 6, în care este clar stabilit termenul din 1 august, ca până la data respectivă părțile să-și asume angajamentul de a realiza integral mecanismul de acces a terenurilor și de prelucrare a acestora. Noi și în continuare vom depune eforturi pentru ca aceste înțelegeri să fie realizate plenar și să nu fie impuse careva impedimente. Domnule Pidane, dar de ce a fost totuși stabilită perioada de 20 de ani? Pentru că vorbim despre proprietatea cetățenilor Republicii Moldova din partea stânga Nistrului. În acest caz nu ar trebui să existe o anumită perioadă de exploatare a acestor terenuri. După cum am menționat, dreptul de proprietate este incontestabil, mai ales că acesta este confirmat și prin acte emise de autoritățile constituționale. Termenul la care faceți referință este și un rezultat al negocierilor și al dialogului între Chișinău și Tiraspol. Noi insistăm pe aceea că accesul să fie neîngrădit și necondiționat și fără stabilirea unor termene în ani de exploatare și de utilizare acestora. Aș menționa și referitor la decizia CEDO că aceasta pentru noi practic aduce o plus valoare eforturilor depuse de către Chișinău, dar și angajamentelor care noi le obținem în negocieri. Prin aceasta practic se demonstrează încă o dată că autoritățile și-au îndeplinit obligațiile pozitive și au de fapt ca o preocupare permanentă interesele cetățenilor, adică cele care țin
de interesele legitime. Domnule Fedeane, o ultimă întrebare referitoare la viitorul negocierilor în formatul 5+2. În decizia Curții Europene a Drepturilor Omului se menționează Federația Rusă ca fiind principala parte vinovată de violarea dreptului la proprietate a cetățenilor Republicii Moldova pe malul stâng al Nistrului. Cum credeți că vor decurge mai departe negocierile, ținând cont că Federația Rusă este parte în acest format de negocieri? După cum se știe, practic, sunt circa 14 decizii ale înaltei curți pronunțate în raport cu reclamanți din regiunea transnistreană. Aici este important ca această decizie să implice nu doar o achitare a satisfacției echitabile, dar și o garantare din partea Federației Rusă a viitorului plan de acțiuni pentru a asigura restabilirea situației create inițial. Și știm că sunt stabilite și careva termene. În decurs de 3 luni, acest plan trebuie să fie deja elaborat și pus pe masa Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului. Noi, pe platforma de interacțiune a acestui comitet, vom trebui să fim proactivi și să intervenim cu argumentele de resort. Totodată aș menționa că noi avem și am redeschis recent și grupul de lucru pentru drepturile omului. Practic, în anul curent am avut două ședințe și aici tot mizăm pe definitivarea unui mecanism de monitorizare situației drepturilor omului în regiune și de a aborda toate problemele stringente și a identifica soluții viabile. Domnule Fedeane, vreau să profit de posibilitatea de a oferi întrebări dumneavoastră și colegilor din platou. Domnule Vasiloi, vă rog să adresați o întrebare. Bună seara! Eu am o întrebare. Noi avem la CEDO aprobate 15 decizii pe diferite cazuri de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Două dintre ele au fost îndeplinite, celelalte 13 nu sunt îndeplinite. Întrebarea mea este în felul următor: dacă autoritățile din Republica Moldova, Biroul pentru Politici de Reintegrare, în cazul dumneavoastră, poate cunoașteți că Ministerul de Externe are, dacă este o strategie cum noi să îndeplinim sau să sensibilizăm autoritățile care se fac vinovate de neîndeplinirea acestor decizii la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, și când autoritățile noastre, eu înțeleg că aici poate nu este vorba despre competența nemijlocită a Biroului de Reintegrare, dar dumneavoastră ați putea să sensibilizați cel puțin Ministerul de Externe ca pe toate platformele internaționale, așa cum se face în cazul retragerii trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova, să fie puse în discuție și îndeplinirea de către autorii străini, în cazul dat Federația Rusă, dar și autoritățile Republicii Moldova, de îndeplinirea acestor decizii a CEDO. Desigur, mulțumesc pentru întrebare. Aș preciza că dacă ne referim la platforma negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol, noi avem practic trei coșuri pe agenda. Și unul dintre acestea sunt problemele, aspectele umanitare și aspecte ce țin de drepturile omului. După cum am menționat, noi recent deja am redeschis acest grup de lucru pentru drepturile omului, care și este practic un canal de dialog care ne oferă nouă posibilitatea de a antrena și expertiza partenerilor din formatul 5+2 și a determina acel mecanism mult așteptat de monitorizare situației drepturilor omului și, desigur, cu focusul pe aceste 15 hotărâri pronunțate de către înalta curte. La rândul său, Ministerul de Externe practic implică în ședințele comitetelor de miniștri pentru drepturile omului, unde se discută, unde se abordează practic strategiile referitor la executarea deciziilor în raport cu reclamații în transmitere și alte reprezentanți autorităților competente. De regulă, aceasta este Ministerul Justiției, agentul guvernamental, Biroul Politici de Reintegrare, după caz, dacă e vorba de dosarul școlilor, Ministerul Educației și Culturii. Și, practic,
noi, deși nu controlăm efectiv situația din regiune, încercăm să întreprindem multidisciplinar diferite acțiuni pentru a garanta și a restabili drepturile lizate, pentru că vedem că sunt drepturi și sunt de acces la justiție, dreptul la educație, aceeași cauză ca TAN și alții în contra Republicii Moldova din 2012, neexecutată iarăși până în prezent de către Federația Rusă, și aceeași problemă a sediilor celor 8 școli care practic nu au fost restituite, acea compensație de 1 milion și ceva de euro care trebuie să fie achitată reclamanților. Pe linia noastră, noi facem uz practic atât de platforma actorilor din formatul 5+2, cât și de cea a organizațiilor internaționale care sunt relevante în acest sens. Ar fi OSCE, ar fi organizația Națiunilor Unite, ar fi delegația Uniunii Europene, Republica Moldova, ar fi Consiliul Europei, misiuni diplomatice care la fel generează și raporturi despre raporturi anuale sau periodice despre situația drepturilor din regiunea transnistriană. Practic, pe fiecare caz, noi intervenim cu apel de a ne susține și de a contribui pe măsura posibilităților la redresarea situației în domeniu, dar și la restabilirea drepturilor lezate. Noi, practic, vedem că recent a fost aprobat în Parlament și un nou plan de acțiuni pentru drepturile omului, unde la fel a fost pentru perioada următorilor 4 ani, unde este la fel prezentă componenta drepturilor omului din regiunea transnistriană. Și acolo, practic, sunt stabilite acțiuni prioritare pe care urmează să le întreprindă atât biroul, cât și avocatul poporului, celelalte autorități vizate. Adică este o problemă care e în vizorul nostru constant și noi, după posibilitate, întreprindem toate măsurile pentru a acorda asistență locuitorului din regiune și a îi repune în drepturile lezate, care, de fapt, sunt situații parțial create și în mod provocator dispuse de către așa numitele structuri din stânga, care nici nu dispun de împuterniciri legale, dar continuă, adică, într-o manieră gravă să încalce drepturile fundamentale ale omului. Domnule Gvideani, vă mulțumesc foarte mult. Este foarte important să avem și părerea oficialilor referitoare la acest subiect. O seară frumoasă vă doresc și vă mai așteptăm în studioul TVR Moldova. Domnule Manole, conform comunicatului de presă, dar și a deciziei propriu-zise a Înaltei Curți, a fost găsită Federația Rusă ca fiind statul responsabil pentru violarea drepturilor de proprietate a cetățenilor Republicii Moldova. De ce anume Federația Rusă? Vă întreb acest lucru pentru că, pe de o parte, Federația Rusă este statul care își are trupele de pacificare în Republica Moldova și participă la procesul de pacificare, este considerat a fi mediator în formatul 5+2 de negocieri. Pe de altă parte, însă, observăm că atât Organizația Națiunilor Unite recent a menționat despre faptul că Federația Rusă ar trebui să-și retragă trupele militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Acum vine și decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, care vorbește despre Federația Rusă care violează drepturile de proprietate ale cetățenilor Republicii Moldova. Despre ce vorbim? Despre cum putem interpreta aceste decizii? Dar și realitatea existentă. Din păcate, Federația Rusă întotdeauna încearcă să manipuleze și jonglează cu termeni precum că hotărârile respective în cazurile din regiunea transnistriană ale Curții Europene ar fi politizate, ceea ce este de fapt o greșeală. Atunci când vorbim despre aceste hotărâri de încălcare a drepturilor omului în zone care se află în afara controlului autorităților constituționale, putem vorbi și în cazul nostru vorbim clar despre jurisdicția de facto și jurisdicția de iure. În cazul nostru, Republica Moldova este responsabilă de iure, da? De situația drepturilor omului în stânga Nistrului. De ce? Pentru că acest teritoriu este al Republicii Moldova, iar autorităților de la Chișinău, autorităților constituționale, le revine obligația de a întreprinde orice măsură posibilă, pașnică,
în vederea realizării drepturilor omului, în vederea promovării și apărării acestor drepturi, a apărării intereselor locuitorilor din această regiune, indiferent de etnie, cetățenie și alte criterii. Vedem că atât în cazul școlilor, cât și în cazul, în alte cazuri unde au fost vizate încălcări ale unor persoane individuale, cât și ale țăranilor sau fermierilor din Dorotskaya și alte localități, când vorbim de încălcarea în masă a unor grupuri de cetățeni. Republica Moldova este scutită sau este absolvită de responsabilitate. Din punctul meu de vedere, Moldova a reușit până acum să demonstreze în fața judecătorilor curții europene că și-a îndeplinit acel minim necesar de acțiuni în vederea apărării sau în intervenirea sa pentru a apăra aceste cauze. În cazul respectiv, în cazul fermierilor, Republica Moldova, după cum spunea și domnul Gvideani, a oferit numeroase compensații, despăgubiri, facilități pentru proprietarii de terenuri și pentru producătorii din această zonă. Iată, tocmai din acestea au servit, de fapt, probele ca Moldova să nu fie recunoscută responsabilă. Dacă Moldova nu întreprindea aceste măsuri, dacă Moldova nu venea cu aceste propuneri la masa de negocieri 5+2 și nu cerea de fiecare dată să se discute și să se ia careva măsuri eficiente pentru apărarea drepturilor acestor oameni, cred că astăzi hotărârea putea fi împotriva ambelor state. Cât privește Federația Rusă, este o situație prin care foarte mulți oameni nu înțeleg realitatea și, într-adevăr, o consideră și ei sau acceptă propaganda din Federația Rusă, precum că este o hotărâre sau sunt niște hotărâri ale Curții Europene politizate, cu caracter politizat. Nu este politizată și nu poate fi politizată pentru că Curtea foarte clar stipulează Federația Rusă este responsabilă de facto, tocmai pentru că susține regimul de la Tiraspol. Prin posibilitățile pe care le are, Federația Rusă are obligația și posibilitățile de a interveni în apărarea drepturilor. Ori noi, ca avocați, i-am sesizat. Deci noi am venit cu probe la Curtea Europeană, prin care am sesizat Federația Rusă, am cerut intervenția sa, pentru că Federația Rusă susține în continuare, de la bun început, regimul de la Tiraspol, și financiar, și militar, și economic, și social, și de care... Domnule Manole, vom continua discuția, dar îl avem acum prin telefon pe domnul Driga. Bună seara! Bună seara! Domnule Driga, dumneavoastră ați fost printre reclamanții acelei sesizări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cum ați primit noutatea de astăzi? Cum? Clar că pozitiv. De ce nu? Noi am așteptat 14 ani această hotărâre. Ați lucrat foarte aproape cu avocații de la Asociația Promolex, inclusiv probabil și cu biroul de reintegrare. Dacă ați putea să ne spuneți cât de dificil a fost proces pentru dumneavoastră? Am lucrat mult, clar că toate întrebările cu Curtea Europeană au hotărât avocații de la Promolex. Ei s-au implicat la început, din 2004, când noi am depus atunci cerile, ei au venit, ei au umblat prin sat, au adunat oameni, le-au lămurit nou că la companie, ne-au lămurit și mai departe. Mai departe, e clar că în 2006 s-a rezolvat, guvernul tot timpul a fost alături de noi, cu eu personal am fost în comisia asta de lucru care duceam negocieri cu partea transnistreană. Vedeți că iară în 2004 s-a repetat tot acele întrebări și așa mai departe. Eu chiar țin minte la o discuție, la un coffee break, când era cu domnul Ignatiev de la Tiraspol, el spunea când ați fi decizia Curții Europene, atunci ați fi pământul vostru. Acum, eu spunem că eu ați fi de altceva, atunci când ați fi, atunci ați fi proprietari. Ia ca e, nu știu mai departe ce-a fi. Deci, practic, deja decizia este, atunci cu siguranță puteți să vă reluați drepturile de proprietate asupra terenului, dar dacă ați putea să ne vorbiți și despre protocolul recent care a fost semnat referitor la terenurile agricole, dacă dumneavoastră deja ați discutat despre posibilitatea de a relucra de data de 1 august.
Da, eu personal de cum am primit certificatul acela care s-a vorbit, care s-a negociat. Noi avem contractate 200 de hectare. De la 1 august trebuie să devenim proprietari înapoi, dar e clar că sunt probleme aici. În primul rând, eu ca personal, părerea mea, am spus-o și o spun că trebuia nu ei să ne împartă. Ei ne-au luat 6300 de hectare de la Răundul Băsar, trebuie 6300 să le întoarcă. Ei acum găsesc diferite pricini, că nu aveți contracte, nu este moștenire și așa mai departe, și străduie să arată parcă ei sunt gospodarii la pământurile astea. La cine anume vă referiți? Vă referiți la așa zisele autorități din stânca Nistrului? Da, eu la ei mă refer. Dar totuși este hotărârea, este, noi certificate avem, de la 1 august devenim proprietari, iar înapoi ne se întorc pământurile. Deci, practic, trebuie să recunoaște dreptul de proprietate prin intermediul acestor certificate, dacă este să ne referim la partea juridică a lucrurilor. La partea juridică nu pot spune, dar în certificate este scris că noi 20 de ani avem voie să prelucrăm pământurile acestea. Dar ca drept de proprietate, eu nu-s jurist, dar cred că nu se recunoaște. Totuși ei, înțelegeți, totuși ei împart pământul, ei, noi ne ducem la ei și ei ne dau certificatul acesta. Eu socoteam că ei trebuie să ne-l întoarcă, au luat 6300 de hectare din Raionul de Băsar, 6300 trebuie să le întoarcă, mai departe noi gestionăm, dar până ce ei gestionează. Dar este ce este și mergem înainte. Am înțeles. În același timp, dumneavoastră trebuie să primiți și o anumită sumă de bani care compensă. Considerați că vi s-a făcut parte și credeți că veți avea parte de ea în curând? Eu, în primul rând, pentru noi, văd principalul că este hotărârea curții că noi sunt proprietari. Asta e principalul. Dar recompensa, clar că ar fi de dorit, dar nu cred la profesorii din Doroscaia încă 4-5 ani în urmă, e tot hotărârea, este și până acum Rusia nu s-a obligat, obligațiunile nu le îndeplinit, așa că nu, poate încă trebuie să așteptăm 14 ani ca să primim și compensați. Domnule Driga, vă mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă vă doresc. Domnule Vasiloi, discutam aici despre rolul pe care îl are Federația Rusă. Dacă este să ne referim și la recentul summit al Alianței Nord-Atlantice, unde din nou a fost reconfirmată Federația Rusă ca un agresor în state precum Georgia, Ucraina și Republica Moldova, dacă ați putea să ne spuneți cât de fezabil este să credem că putem avea relații distincte cu Federația Rusă, pe de o parte în procesul de negocieri și pe de altă parte cu prezența militară în partea din stânga Nistrului. Atât timp cât Federația Rusă sfidează în cel mai obraznic mod angajamentele asumate, și aici mă refer nu numai la acele angajamente care au fost luate la Istanbul, eu mă refer în primul rând la acordul din 21 iulie 1992, prin care s-a menționat că Federația Rusă trebuie să-și retragă trupele din Republica Moldova și acest subiect ține din negocierile între Republica Moldova și Federația Rusă, ceea ce nu se întâmplă. Ori noi vedem că unele voci apropiate de Kremlin spun că acest subiect sau la acest subiect trebuie să se implice și pretențiile autorități de la Tiraspol. Asta a menționat și pe timpul Rogozin și Karasin și mulți alții. Nu cred că Putin în urma declarației summitului de la Istanbul va da curs acelor solicitări de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, Georgiei sau Ucrainei. De la Istanbul vă referiți? Sau de la Helsinki? Declarațiile de la summitul de la Bruxelles, summitul NATO. Pentru că Federația Rusă este cointeresată de a menține acest statut a regiunii nerecunoscute pentru a influența din toate punctele de vedere și militar și economic și financiar Republica Moldova și nimijlocit
regiunea transnistreană, dar aici un subiect pe care aș vrea să-l menționez, în decizia curții se menționează că Federația Rusă menține din punct de vedere militar acest regim din la Tiraspol. Dar noi întotdeauna, eu cel puțin întotdeauna îmi pun întrebarea, dar autoritățile Republicii Moldova nu susțin aceste autorități nerecunoscute de la Tiraspol prin diferite contracte de procurare a energiei electrice, de cât de straniu nu ar fi, dar accesul agenților economice pe piața Uniunii Europene, fără careva condiționalități ca mijloacele financiare obținute în urma acestor tranzacții economice să nu fie folosite pentru militarizarea regiunii separatiste, pentru asigurarea regimului separatist și multe, multe alte aspecte care ne scapă nouă din vedere, ne scapă nouă și autorităților. Și aici cred că autoritățile, și nu degeaba am întrebat pe domnul Gvidianel dacă autoritățile au o strategie în cum văd ei implementarea acestor decizii, cel puțin din punct de vedere a sensibilizării actorilor internaționali, dar și în cazul celorlalte decizii și rezoluții de la ONU cu privire la retragerea, cu ghilimele de rigoare, a trupelor străine, pentru că aici tot este o ambiguitate, cel puțin în opinia mea, cu privire la neclaritatea. Noi avem trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova, avem trupe de ocupație sau avem trupele Federației Ruse care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Deci astea sunt inclusiv și niște constatări și termeni juridici pe care trebuie să-i clarificăm. Domnule Manole, dar aș vrea să vă întreb, am observat că drept rezultat a rezoluției ONU în ceea ce privește retragerea trupelor contingentului militar rus de pe teritoriul Republicii Moldova, Federația Rusă și domnul Putin l-a numit pe domnul Kozak responsabil pe dosarul Moldovei, fiind numit în funcție de reprezentant special pe domeniul dezvoltării relațiilor comerciale economice cu Republica Moldova. Domnul Kozak nu este o figură binevenită în Republica Moldova. Ne aducem aminte și de memorandumul Kozak, care reprezintă un document, să zic eu așa, amenințător la adresa reglementării transnistrene. La ce să ne așteptăm după această decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului? Aici cred că iarăși revin la ceea ce am spus mai devreme. Este minge în terenul autorităților. Foarte mult va depinde cum autoritățile vor putea și vor insista ca subiectele respective să fie puse pe agendă, atât pe agenda bilaterală cu Federația Rusă, cât și în formatul existent 5+2 sau în alte, de la alte tribune și în cadrul altor mecanisme existente. Dacă Chișinăul va accepta agenda care probabil va fi în continuare insistentă din partea Federației Ruse și nu va veni cu corectări și cu amendamente la cele subiecte propuse de Federația Rusă, nu ne putem aștepta la nimic bun. Indiferent că va fi Kozak, că va fi altcineva, Rogozin sau alții. Dar a fost acesta un semnal ca să fim mult mai prudenți? Nu. Federația Rusă și are jocul său, ea continuă jocul său. Probabil își numește în astfel de poziții cheie persoane care sunt foarte bine familiarizate cu problemele și cu situația de aici, ceea ce la noi nu întotdeauna se întâmplă. Actori care, dacă cunosc foarte bine situația de aici, ar putea într-adevăr să fie eficiență în favoare și să ducă la bun sfârșit agenda în Federația Rusă. La noi nu întotdeauna se întâmplă acest lucru, sunt numite persoane care nu întotdeauna cunosc, nu întotdeauna știu, nu întotdeauna posedă toată informația și atunci ei devin ineficienți în cadrul acestor mecanisme. Domnule Vasile, cum ar trebui să se dezvolte dialogul cu Federația Rusă în continuare? Pe sprijin reciproc și nu prin impunerea. Dar credeți că putem să avem acest sprijin reciproc? Atât timp cât pe parcursul anilor am fost atât de maleabil și atât de prietenoși în sensul adevărat a cuvântului, că am acceptat tot ce se impunea
de către Federația Rusă multidimensional. Dar dacă este să ne referim la modul practic, pentru că auzim foarte multă critică la adresa autorităților Republicii Moldova, dumneavoastră veniți din societatea civilă, care sunt pașii care trebuie să fie întreprinși pentru a îmbunătăți relația cu Federația Rusă și de a avea un dialog constructiv pe dosarul transnistrean? Noi trebuie să cerem de la Federația Rusă îndeplinirea celor angajamente care ei le-au luat, fie în cadrul unor acorduri internaționale, fie în cadrul unor platforme de discuții regionale, cum ar fi OSCE. Acest lucru s-a făcut până în prezent. Și atât timp cât Federația Rusă nu își respectă aceste angajamente, respectiv noi trebuie să venim cu anumite mecanisme uneori și de a impune respectarea. Este posibil să facem acest lucru? Știm că Republica Moldova este foarte dependentă de Federația Rusă, atât din punct de vedere energetic, dar și din alte perspective, inclusiv cultural, economic, financiar. Știți, atât timp cât noi nu avem o viziune clară cum noi vedem reintegrarea țării, și noi tot o să ne bălăcim în această mlaștină și fiecare o să ne spună ce dorește să facă, impunându-și sau respectându-și, așa zisul, interes național a Federației Ruse, ceea ce a menționat și președintele Putin. Credeți că ar trebui să constea această viziune? Pentru că noi totuși revenim la aceleași subiecte pe care le-am mai discutat de foarte mult timp. În ce trebuie să constea această viziune? Cine ar trebui să fie autorii viziunii? Cine ar trebui să fie persoanele care ar susține această viziune? Din ce cauză autoritățile în prezent nu pot să o facă? Pentru că se discută foarte mult la acest subiect, însă, din păcate, niciodată nu reușim să avem niște răspunsuri foarte clare. Această critică care vine la adresa guvernului trebuie să fie inclusiv argumentată. Avem noi posibilitatea să venim cu anumită susținere? Există o altă viziune? Există posibilități? Și care ar fi acestea? Eu, dacă îmi permiteți, da, vă rog. Eu cred că aici trebuie să mergem puțin invers. Vedem că aceste negocieri care durează ineficient și în defavoarea cetățenilor Republicii Moldova, în primul rând, durează peste 27 de ani. Da? Acum, aș face o evaluare. Rezultatele pe care le avem nu sunt pozitive, ele sunt negative, în detrimentul nostru permanent. Deci constant facem cedări, probleme și suferim din această cauză. Plus, pe viitor este din ce în ce mai complicat să dezlegăm aceste noduri care se fac în continuare. Eu aș face un apel către autorități să facă mai transparente aceste negocieri. Ori, pe parcursul acestor negocieri, pe parcursul acestor ani, nu am văzut absolut niciodată deschiderea autorităților către societate, către societatea civilă, către experți, către parteneri internaționali. Nu am văzut consultări înaintea de a semna anumite memorandumuri, documente cu Tiraspolul, care ele, din punct de vedere juridic, sunt foarte dubioase. Da? Deci, dacă aș fi procuror general, eu aș examina puțin altfel. Dacă aș fi prim-ministru, spre exemplu, eu aș cere nota de plată, aș cere un calcul de la autorități, de la autoritățile și ministerele competente, care este prețul pe care îl plătim noi, contribuabilii, pentru încălcările care au loc în stânga Nistrului. În cazul școlilor, s-au plătit și se plătesc în continuare foarte mulți bani, fără nicio justificare. În ceea ce privește chiria spațiilor, știm că la Râbnița a fost renovată, construită o școală nouă, care a costat cel puțin $1 milion la perioada anilor 2004, 2003, 2004. Toate acestea sunt niște sume care trebuie contabilizate. În cazul țăranilor, câte milioane sau deja miliarde anual de lei anual sau pe parcursul acestor 14 deci vorbim ani? Despre este o notă pe care o achităm sunt noi. Achitate de către Guvernul Republicii Moldova. Ceea ce înseamnă cetățenii. Că noi, cetățenii, așa, din impozitele noastre, în loc acești bani să meargă la drumuri, să meargă la grădinițe, la școli, la dezvoltarea societății noastre, noi, de fapt, pierdem acești bani. Și regret foarte mult că autoritățile nu ridică acest subiect. Ori problema e impunității. Pentru că cei de la Tiraspol se simt foarte bine, mersi, nepedepsiți. Ori pentru orice faptă comisă care aduce atingere unor drepturi unor persoane, trebuie să răspunzi. În cazul de față, nimeni nu poartă nicio răspundere și asta este probabil principala problemă. Dar ca să răspund la întrebare, da, vă rog. Cu viziunea, acesta trebuie să fie un produs în baza activității și a autorităților naționale.
a cetățenilor, a societății civile, a experților, a partenerilor internaționali. Acesta nu trebuie să fie documenta unui partid politic sau guvernului. Dar de ce nu se întâmplă acest lucru? Pentru de ce nu se lucrează la această viziune este, despre care se vorbește nu, de atâta nu este, bine, nu, din mai multe surse noi cunoaștem că sunt două, trei variante. Președinția vine cu varianta lor după alegeri și multe alte aspecte. Domnule Vasiloi, acest lucru îl cunoaștem deja de mai bine de 3 ani de zile și totuși nu nici președinția, nici guvernul politică, nu vin iar anumite forțe doresc păstrarea acestui status quo cu conflictul nereglementat. Și sub paradigma sau sub paravanul rezolvării, ceea ce a menționat și Ion, rezolvării problemelor oamenilor simple din stânga și din dreapta Nistrului, noi permanent ceva cedem. Și transparența în luarea acestor decizii, pe lângă faptul că în negocieri nu este transparent, noi vedem și că legislația națională se armonizează într-o măsură oarecare la prevederile deciziilor protocolare care au fost aprobate, fie în noiembrie, fie la ultima, înainte de întâlnirea asta de 5 plus 2 de la Roma. În particular pe dimensiunea accesului transportului din regiunea transnistreană în traficul internațional. Noi am văzut și hotărârea guvernului care a fost luată 674 săptămâna trecută cu privire la prelungirea termenului de activitate provizorie a punctului de trecere Pervomaiți cu Ciurgan. Noi astăzi 2 ani se împlinesc. Punctul de trecere Pervomaiți cu Ciurgan încă nu este funcțional pe deplin 100%. Pentru că autoritățile noastre, în particular serviciul VAMAL, nu efectuează toate procedurile la import și export, așa cum prevede legislația Republicii Moldova. Și noi termenul acesta tranzitoriu îl prelungim încă cu un an și ceva. Este vorba de deficiențe tehnice sau de lipsa de sau de dorință politică? Eu cred că nu există voință politică de a implementa acordul de asociere, prevederile zonei de comerț liber și aprofundat pentru regiunea transnistreană. Tot se amânau acești termeni. Decembrie era data sau luna finală când autoritățile pretinse din Transnistria trebuia să fie armonizate procedurile lor. Iar la insistența cuiva, acest termen a fost prelungit cu un an de zile. Și vedem ce se întâmplă pe alte domenii. E fix același lucru. Domnule Vasiloi, domnule Manole, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Punctul pe Azi a luat sfârșit. Eu sunt Victoria Bucătaru și vă aștept cu mare drag la o nouă ediție săptămâna viitoare. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!